ceva? Nu știu, du tânăr cât putea. Care-i șoferul ăsta? Avem doar Nu, pare bine. Are o mică zgârietură, dar nu mai simt nimic. Nu știu nimic, acum am ajuns și eu, acum 2 minute. Nu știu nimic exact. Tot aseară a fost și aici, da, în același loc. De aseară și astăzi. Mașina dumneavoastră? Dacia albă. Dacia albă, a scăpat ca pe minune. Ca prin minune. Au sărit pe ea. Patru sunt lovite. Era parcarea plină mai de rău. Acum vreo 2 ceasuri, da. Acum... Tot viteză, în același loc și seara trecută la fel. Un pic mai jos. Mașina s-a făcut o praf. Cine o repară? Ai întrebare. Viteza, probabil. Ce credeți că se Habar n-am. Mai sunt încă 3 la viteză. Vă dați seama ce înseamnă să... Pur și simplu să dorim... Să nu-mi spună nevasta, știi ceva, mașina noastră e în magazin. S-a auzit bușitura puternică. Nu știu. V-a luat efectiv din soare. Nu știu. Dar e făcută praf, uite, și în față, și în spate, tot. Zob. Stașament de pompieri Târgoviște a intervenit în localitatea Târgoviște, bulevardul Cebrăteanu, în dreptul imobilului numărul 15, pentru un accident rutier, pentru a evita orice pericol produs în zonă. S-a asigurat zona pentru a nu se produce vreun incendiu la autoturismele care au fost implicate în accident. Câte victime ați găsit? La susirea noastră nu au fost persoane încarcerate în niciun autoturism. Ce-ai băut? Bere. Câtă bere ai băut? 3 beri, cam așa. Și ce ai vrut să faci de ai ajuns în halul ăsta? Am petrecut cu prietenii și după aia am venit acasă și am accelerat cam mult. Aveai viteză? Da, aveam puțină viteză. Aveai viteză? Da. Ai bușit 4 mașini. Poftim? 4 mașini ai bușit. Nu știu cât am bușit. Da, suflă. Dă-i. Suflă. Gata. De cât timp ai permis? 6 luni. De 6 luni, deci ești începător. Da, sunt începător. 0,63, da? Da. Nu m-a supărcit. Ce s-a întâmplat? În această noapte, în jurul orei 1:40, conducătorul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coloziune cu 3 autovehicule parcate regulamentar pe marginea drumului. Conducătorul autoturismului care a provocat accidentul a fost transportat la Spitalul Târgoviște pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ce alcoolemie avea? Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,63 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ce riscă? Să aibă viteză? În cauză s-a întocmit un dosar penal, efectuând cercetări, tocmai pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii acestui eveniment.